Mulțumim frumos pentru prezență. Eu sunt Ioana Lasker de la The Film Production. Reprezint societatea coproducătoare a acestui film și Cristi Stimea, regizorul. Bună ziua, mulțumim că ați venit. O să las pe Cristi să spună întâi câteva cuvinte despre film și după aceea să vorbim un pic și despre producție. Bună ziua, Ioana, mulțumim că ați venit. Din punctul meu de vedere, m-am făcut acest film pentru că am fost în viața de zi cu zi un gest care se întâmplă la finalul filmului. Adică în momentul în care mama lui Costi merge după fostul ei soț spre Marița, spre mașină, și acel gest a rămas cu mine mult timp și după aia am făcut împreună cu soția mea, cu Anca Buja, tot scenariul. Și, nu știu, ar fi destul de multe de spus din punctul meu de vedere, nu știu, vreau să explic prea mult. Făcând după aia această construcție în jurul acestui gest de la care a pornit filmul, mi-am pus tot felul de întrebări de genul ce se întâmplă, a fost foarte curios să aflu ce se întâmplă în momentul în care te lași așa purtat de viață, de pulsiunile de moment. Asta referitor la Sandu, ce se întâmplă, unde ajungi dacă trăiești în felul ăsta. Pentru mine, cumva, e și pe de o parte fascinant stilul ăsta de a vedea lumea, felul ăsta de a vedea lumea, în același timp poate să sfârșească tragic un asemenea personaj. Și cumva m-am întrebat lucrul ăsta când am făcut filmul. După aia m-am întrebat referitor la Costi, ce anume ei din familia din care provii și duci în familia pe care ți-o faci tu. Și mă rog, asta a fost unul dintre motoarele filmului, ca să zic așa, pentru mine. Mi-am pus mai multe întrebări, dar poate că ar fi bine să mă opresc aici, să nu spun chiar tot. Și dacă aveți dumneavoastră întrebări, am fi bucuros să vă răspundem. Câteva cuvinte despre producție, așa cum probabil ați citit și văzut și pe generic, este o coproducție între High Film Productions, respectiv Ada Solomon, și The Film, Radu Stancu și cu mine. Proiectul a fost dezvoltat în cadrul High Film, de către Cristi și doamna Solomon. De film a intrat mai târziu în producția efectivă. Noi ne-am ocupat de filmare și de postproducție, de coordonare, dar de coordonarea efectivă a filmării. Am filmat în 2016. Filmarea efectivă a fost, așa cum vedeți și în filmul, o călătorie. Am filmat în Cluj-Napoca, în Dej, în Pasul Tihuza și într-un sat de lângă Vatra Dornei. Evident că a fost o experiență unică, pentru că am trecut dintr-o extremă în alta. Am filmat în ianuarie, februarie, am prins și căldură, am prins și frig și zăpadă și tot. Putem să spunem că este un film destul de low budget. L-am făcut cu foarte mulți prieteni și sperăm că s-a văzut chestia asta în film. Cât de mult te-ai lăsat purtat în realizarea filmului? De viață, de întâmplări, de... Păi, am încercat în scenariu să fie cât mai... să dăm senzația de accidental, de... în interiorul scenariului am vrut să dăm impresia asta de viață. Dar la lucru nu, am fost destul de riguroși. Mai ales pentru că erau condiții foarte grele de producție, era foarte frig, aveam de-a face cu o mașină foarte veche care se mai și strica. Era și un copil care se mai uita în cameră din când în când, deci au fost multe posibile accidente. Și de-aia am pregătit destul de riguros, zic eu, repetițiile. Și pe unde am crezut că face bine filmului, am folosit accidente de genul acelui moment când pică ștergătorul de la mașină. A fost un accident și am vorbit cu actorii, dacă pică ștergătorul, să nu oprească dubla, să integreze acel accident, pentru că e benefic pentru film. După aia am mai avut și momente de improvizație la masă,
La prima secvență de masă, de la un punct încolo, e improvizat, când fratele cel mic începe să-l întrebe pe tată despre poanta pe care tocmai o făcuse, acolo e improvizație. Deci am mai și improvizat pe aici, pe acolo, dar în general am căutat să executăm cât mai bine ceea ce am gândit dinainte. Câte variante au fost de scenarii? Nu am fost foarte multe. A fost, a pornit de la un, de la un scurtmetraj pe care l-am făcut eu prin anul 2, pe care l-am scris eu prin anul 2 și după aia mi-am dat seama eu cu Anca că poate are suflu să devină lungmetraj. Și după aia l-am scris așa, într-o suflare împreună și după aia așa mici fizelări, dar nu, cred că aia a fost, de fapt, a fost o singură variantă grosso modo și după aia mai am mai lucrat așa în interiorul ei, dar ajustări doar. Îmi lipsesc niște informații elementare și deci trebuie să-mi cer scuze. Dar am dedus din ce ați spus că ați făcut un scurtmetraj în anul 2, deci ați făcut o facultate de film. Care v-a fost profesorii la acea facultate? Asta ar fi prima întrebare. A doua, rezultă din generic că filmul a fost prezentat la Carol Ivare și parcă, de asemenea, că Centrul Național al Cinematografiei a sprijinit financiar filmul ăsta. Întrebarea ar fi, puteți să-mi spuneți un nume, două, ceva de felul ăsta, din comisia de selecție care a aprobat finanțarea filmului? Și, de asemenea, dacă știți cine a decis sau care au fost membrii, poate, unei comisii care ar fi decis trimiterea lui la Carol Ivare. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Da, m-am făcut un ATC-ul și profesorul la regie mi-au fost domnul Copel Moscu și domnul Radu Gabrea, plus Napoleon Helmis. Iar despre ce m-ați întrebat despre... Da, despre... Membrii comisiei, când am luat... Da, despre CNC. Asta s-a luat în 2014 sau 2015, nu mai știu. Proiectul a fost depus și câștigat cu High Film Production și, din păcate, nu v-aș putea răspunde cine a fost în acel an în comisie. Știu că s-a aplicat la debut. Sprijinul primit nu a fost cantitativ foarte mare, dar, evident, ne-a ajutat să facem filmul. Cât despre Carlo Vivari, a fost o decizie internă, atât a High Filmului, cât și a de filmului, de a trimite filmul acolo. Și, evident, ne-am bucurat de selecție. Dacă ne puteți spune mai mult despre zona asta de improvizație, cum ați pregătit cu actorii sau de cine, adică dacă ei, de la bun început, au fost, să spun, pregătiți să aibă mâine liberă un pic să-și dea drumul, sau în multe zone chiar sunt cele extrem, extrem de lungi și extrem de bine interpretate și de puțin de cei dat. Și ce am încercat să încerc să rămân să văd ce în spate îmi gândesc. Și o vizită din ea de ce i-am cunoscut în mare parte din ei. Și nu știu ce nu știu să dea părie în primul an de oameni și de problemă. Și este interesantă toată zona asta, pentru că eu am avut sentimentul că e zona asta de improvizație. Am fost câștigat cumva în cura aceasta, nu știu, poate greșesc. Păi mă bucur dacă pare că e improvizat, într-o mare măsură. El nu este improvizat într-o foarte mare măsură. Am dat două exemple de momente improvizate. Nu știu dacă sunt cu mult mai multe. În schimb, am reușit foarte, foarte mult cu ei. Adică am gândit așa partiturile la nuanță, fiecare partitură dinainte și pur și simplu am lucrat cu ei până am ajuns la nuanțele respective care erau cumva dinainte setate. Să dau un exemplu la Standu, era greu să... sau era ușor undeva să fie doar un bufon. Și a trebuit să aibă și latura asta comică. În schimb, am lucrat și la cealaltă direcție, faptul că te intri din om singur, nu? O anumită tristețe. Și să îmbinăm latura asta de bufon cu cealaltă, aici a fost un lucru de nuanță. Și am avut mare noroc să lucrez cu niște acolo incredibili. Adrian Titiene, Bogdan Dumitrache, Alex Potocean. Și eu am mai lucrat cu ei pe scurtmetraje în felul ăsta și pur și simplu au avut și răbdarea
să stăm să repetăm înainte de filmare până ajungem la ceea ce am dorit. Și am folosit orice mijloace, adică inclusiv materiale video cu personaj care are ceva din sandul din film. Și da, plus am și repetat cu ei puși în situație, adică ne-am plimbat prin București cu mașina și repetam în situație, conducând și... Și au existat și repetiții în locațiile de filmare, asta... Da, și înainte de filmare am dat o tură prin toate locațiile, să te obișnuiască cu spațiu și cu textul pus acolo, în situația de spațiu ăla și cu traseele și cum stau la masă, ne-am gândit cum ar fi greu să stea la masă fiecare, deci tot cum am pregătit înainte. Dacă pare improvizație, nu lucrurile atât mult. Dar adică sunt și momente de improvizație.